Pe Vulpița o cunoaște toată lumea, așa că nu mai are nevoie de nicio prezentare. A devenit celebră în urma emisiunii Acces Direct, unde ea și soțul ei Viorel Stegaru și-au pus viața pe tavă mai ceva ca în filme. Au fost considerați o comedie chiar și după ce s-au confruntat cu probleme de cuplu. Oricum, cert este că atunci când nimeni nu credea ca Veronica să aibă egal, s-a dovedit exact contrariul. Se pare că Vulpița are o sosie. Descoperită pe rețelele de socializare, tânăra îi seamănă perfect. N-ai stilul meu și nu te îmbraci ca mine. Se poartă ca o divă. Iar la prima vedere, internauții au crezut că este chiar ea în carne și oase. Corina, căci așa o cheamă pe sosia acesteia, a publicat un clip video în care dansează exact ca Vulpița. Nu, nicospădi ca neștă, nu da ea. Cu toții știm celebra ei replică, n-ai stilul meu și nu te îmbraci ca mine. Ei bine, singura diferență dintre cele două este că tiktokerița are părul mai deschis la culoare și poartă breton. Însă, restul nu le distinge pe cele două. Filmulețul meu l-am postat de dorul tău. Suntem doi nebuni, mai nebun ești tu. Să nu mă mai sun, nu promit că nu. Aș vrea să te țin în brațe puțin. Nouă nu e dor, haide să ne dăm. Seamănă ca două picături de apă, inclusiv la gesturi. Internauții se contrazic în continuare în secțiunea de comentarii, spunând că există un grad de rudenie între Corina și Veronica. Ceilalți se amuză copioși și tratează totul ca atare, însă în principiu toată lumea a fost șocată să vadă imaginile cu tânăra care îi seamănă leit Vulpiței.